avem o emisiune interesantă, colega. Unii tocmai să ce... Iertați-ne că... Latifundiarul, iartă-ne, tată, că faci niște emisiuni. Ce-a făcut? Nu știu, vreau să ne comunice ceva, cred. Fii atent. Deci, te rog. Aici te-l-ați dă dinainte, puțin, fiecare pe drumul lui, așa am înțeles. Dacă tu ai înțeles altceva... A, ce-am pățit în viața mea. Așa. Vin fetele astea două, le-am pregătit... Bă, emisiune relaxantă de vineri, ce să zic. Avem așa. Fasole bătută cu turmeric, cu boia, cu piper, cârnați, cu gem, muștar, bucăți de ciocolată, ciorbă de frișcă, cu mâncare de câine, cu napolitane, cu ou, cu ketchup, cu... Cu ce vrei tu? Cu ciocolată de aia din borcan? Băi, intrăm cu... în weekend, pa, 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 pa! Scârbos? Scârbos, dar ce frumos! Melina și Simona! Da, 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 pentru că am stat un Survivor atât de mult timp în aceleași haine, așa cred. Că pentru noi acum când ne aranjăm e așa ceva... Cred. Nice. Haideți să ne așezăm. O, mâncare. Avem un joculeț. Eu încerc să vă ajut cât pot. Ok. Tu știi cum am aproasă cu concurs? Să dăm drumul la concurs. Da, da, cum să asta. Și când ai zis, mi-a... Dăm drumul la concurs? Da. Care alergă după Bravo. Asta. Eu m-am îmbrăcat ca la cină, pentru că am zis că este, am da, această cină, oportunitate să iau cina cu tine, cu Simona și cu Teo. Da. Sper că mâncați și voi, nu? O să-ți treacă. Noi da? Nu mâncăm, noi doar întrebăm. Dacă vrei, poți să răspundeți și niște sau mâncați. Alegeți. Au, okay. Au apă. Și unde te duci? Tu unde te duci, dragule? Au toate condițiile. Au ciorbiță, cocktail de surprize, au colorata mutai gata, au de toate. Întrebări, au amandină, avem, voi sunteți pregătite? Eu sunt foarte pregătită, pe mine chiar mă supără. Întrebări despre Survivor, e foarte simplu, adică important e să fiți foarte sincere, noi ne prindem dacă nu sunteți sincere. Asta înseamnă că va trebui să mâncați și când spun să mâncați, înseamnă că dar trebuie să luăm o gură ca lumea cu tot ce înseamnă. Eu nu am de ales decât să fiu sinceră, pentru că eu sunt vegană și nu pot să mănânc nimic. Să fii sinceră, Doamne ajută. Dar nu am de ales. Nu știu, poate doar să beau ceva, dar nu știu ce-s chestia. Melina nu are de ales pentru că are piesă de lansat, deci. Exact, eu trebuie să cânt, deci voi mânca orice. Nu acceptăm răspunsuri... Amă, dar n-ar fi fost niciunul sau... A, dar trebuie să fie exact. Că toate sunt ok. Nu există. Nu. E clar că unul sau una... E, de la mine ar fi culmea să vă așteptați să zic că toate au fost ok. Seama, bună, bună, exact bună. Pe asta ne bazăm. Prima întrebare. Care dintre concurenți așa. Este cine cel răspunde? Mai enervant? Cine răspunde? Amândouă. Așa. Indiferent că e un el sau o ea. Din, eu trebuie să zic din echipa mea nu sau contează, din orice echipă? Din toate, mă. Tu ce-i de la Survivor? Cel mai enervant personaj din competiție pentru tine a fost Melina. Mamă, deci ideea este că eu sunt foarte pacifist așa, dar hai că trebuie să răspund. Simona, poți să mă alegi, credeți-vă, face suportarea, ăla, nici de... nu știe care să fie primul. La ea o listă, eu, top 10. Eu pot să fac un top 3, da. Bun, și pentru că eu sunt foarte politically correct, dați-mi ceva de mâncare. Bun, ce dorești? De fapt, știți care facem? N-am mâncat nimic astăzi. Rău, și știi când te duci la nuntă și nu mănânci nimic toată ziua? Eu așa am venit pregătită. Uite, pentru avem emisiunea asta. Avem o clătită asta. Prinsă în avalanșe, de exemplu. Deci asta este... Deci este clătită cu varză, cu... Stai că spun imediat. Care e mă clătita? Zice că are varză cu ciocolată de aia cremă, oțet și cu frișcă. Mamă, deci cum? Deci ingredientele mele preferate? Da. Ai un tacâmă, vă? Ok. Eu voi mânca. Între timp o las pe Simona să răspundă. Simona, te rugăm din suflet să ne spui cel mai enervant concurent de la Survivor. Okay, trebuie să iei cu tot cu frișcă. Cu deci tot așa iau, da? Așa, asta așa iau. Asta ok, da? E bine cum am luat? Super! Mamă, ce nașpa e! Ok, o să mă strădui. Nu o să mai fiu politically correct și o să mă strădui data viitoare să răspund. Eu am zis că după ce am mâncat raci și toate alea, o să iei niște inclusiv apă, din gunoaie. Am păi rugăm, Simona. Păi, Elena, Sebi, da? Și... măi... Mie îmi place de Starling, dar mă enerva când făcea chestia aia cu cine suntem. Mi-abia asta îmi făcea. Deci ok, în ordinea asta, Elena,
Sebi și Starlin. Da. Bun. Starlin, te iubesc. Mi-e place că tu deschizi foarte... Dar ce brățară frumoasă ai, m-ai omorât. Mulțumesc că am primit-o când am ieșit de la... Are o brățară pe care scrie Survivor. Vai, și ai cele mai frumoase bijuterii din univers. Să mergem mai departe cu emisiunea noastră, că de bijuterii ne ocupăm mai târziu. Căreia dintre concurente nu te-ai confesat niciodată pentru că e bârfitoare? Bârfitoare? Tam, tam. Vai, adică Doamne! Adică ai pus un secret și... Trâmbița, trâmbița. Cine trâmbițează? Cine toarnă? Cine... Ea poate sifie, e sau poate nu sifonează. E. Dar asta ți-a lăsat ție impresia sau a sifonat acolo. Sau. Cine e sifon? Cine e cu sifon? Cine asta e. Cine se duce la sifone? Eli? Mie îmi pare rău, dar la mine chiar nu știu pe nimeni. Deci m-ați schimbat, pe mine chiar m-a schimbat în această emisiune ca să mănânc. Nu știu pe cine dorești. Ok, pește. Nu am răspuns, dar nu am răspuns. Pește. Pește trebuie? Pablo. Dar v-am zis că n-am mâncat. Peștele Pablo este cu sardine, biscuiți cu cremă, coajă de lămâie, zahăr, pudră și, cine știe, și un ingredient secret. Multă dragoste. Nu știu de ce îmi dai altă furculiță, că nu mai contează. Noi suntem pe bogăție. Așa, și iau un pește, da? Ei, un pește cu biscuite, biscuite, cu tot ce da? Trebuie. Cu... A, stai un pic ca să facem... Un pește și un vis. Nu știu cum să fac, să iau calumea. Adevărul că ajută-i și noi. E foarte greu. Și noi nenorociți, știi? Ia uitați. Ia uitați. Ia, lingura pe furculița perfectă. Oribil. Oribil. Cinte bune. Tu așa pofticioasă ai fost toată viața? Da. Nu ia bani, s-a zis fomistă. Na, că mănânc orice. Vreau să demonstrez că ceea ce a zis colegii mei este adevărat. Speranța mea, Simona. Cine este sifon? Că pute rău. Scăpăm. A, Doamne, cum miroase. Pute îngrozitor. Mamă, e ceva. Pute, Oalei. Hai, ce mai aveți? Cred că peștele ăla era desfăcut cam de mult. Mamă, dar cum mirosea, deci mi-a venit înapoi. Simona, cea mai bârfitoare persoană păi de la pentru Survivor că, este? Pentru că am avut secrete pe care le-am împărțit și le-ați spus mai departe, voi spune Alexandra Stan. Bun. Mergem mai departe. Sifonat? Sifonel? Ce-a sifonat? Simona! Simona! S-a văzut și la televizor ce-a sifonat? Nu, între noi, între concurenți, m-a dat în gât cu unele chestii. Deci, să fim atenți. Nu s-a văzut la televizor? Nu știu. Păi nu știu. Tu nu te uiți? Nu. Știi de ce nu mă uit la Survivor? Uite, lumea mă blamează foarte mult pentru că nu mă uit la Survivor. Nu mă uit la Survivor pentru că aș avea tendința să mă bag în seamă pe Instagram și să comentez și să... Și mi-aș atrage foarte mult hate pentru că eu sunt foarte directă și foarte sinceră și aș pune fix... Eu mi-atrag hate și deși așa, eu nu scriu. Degeaba. Da. Da. Și am zis, bă, mai bine nu mă uit, deși îmi pare foarte rău, ca să pot să stau în banca mea, să-mi văd de treaba mea, liniștită. Dar nu știu, în seara asta simt că o să mă uit, pentru că am văzut că o să fie un scandal și nu mă pot abține. Sunt atât de rea. Bun. Mergem mai departe. Pe care dintre concurenți, băiat, da? Care e următoarea? L-ai vedea tatăl copilului tău. Așa. Pe care dintre concurenți? Da. Mai mâncat toate prostiile, că te umpli de bube. Pe care dintre concurenți? Așa vezi. L-aș vedea tatăl copiilor mei. Da. Vă dați seama că pe niciunul, da? Dacă ar fi la adică să fie ultimii bărbați de pe planetă. Ultimii bărbați de pe planetă, dintre toți cei care au fost la Survivor. Nu, dar să știi că am vorbit Jason Derulo, ăștia, Justin Timberlake, au zis că n-au putut să-i cheamă sezonul. Am înțeles. Dar sezonul viitor, când nu ești tu, îi trimit pe toți. Jason Derulo a fost, hai. Așa, nu, concurent, mă, că nu pot să-l iei să... Lucian. Bun, îmi place cum gândești. Dintre Lucian. Toți, dacă ar fi tot așa, ultimii de pe planetă, înțeles, da? Înțeles, să nu se interpreteze. Și am venit la București să-l dau un telefon. Simona. Eu l-aș lua pe Albert, chiar dacă nu ar fi ultimul de pe planetă. Nu mă așteptam. Da. Dar de ce? Rău, porque? Eu și susțin pe Albert. Îmi place foarte mult de el, că este foarte educat și cu foarte mult bun simț și foarte, mi se pare extrem de puternic din punct de vedere emoțional și psihic, adică prin tot ce trece acolo. E... Și mi se pare că ar putea fi un exemplu bun pentru un copil. O să fii la aeroport când o să aterizezi, Albert? Păi, acum dacă... trebuie să fii. Nu știu cine are în grijă contul lui de Instagram, pentru că mă mai conversez și mai mulțumește pentru susținere. Să-mi fie invitat. Cum ar fi? Nu, cred că sunt părinții lui. Deci sunt dacă lui. Sunt părinții lui și dacă mă invită, cu mare drag. Ok. Restul rămâne să... Cu care dintre concurenți ai vrea să ai o aventură de o noapte? Adică l-am văzut, ce întrebări aveți aici? Ce rămâne de făcut? Păi eu nu pot să-l înșel pe Albert. Nici eu nu pot pe Lucian.
Bun. Bă, noi suntem femei care dacă ne asumăm un lucru, mergem până la capăt. Adică nu doar... Hai să ne imaginăm o clipă că suntem și noi mai de secolul 21, așa. Da, o să merg tot cu Lucian. Deci mi-l lași mie pe Sorin? Da! Nu, nu pot, n-aș putea să văd pe Sorin așa, nu știu, este... fratele. Da, e tot în zona aia, el, Starlin, Musti, sunt așa, my bros, cumva, mi-ar fi ciudat să-i văd în direcția aia. Adică, că Musti ar fi fost. Da, 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 Musti era prima mea variantă, dar nu vreau eu să dezvălui adevărul. Hai să reporuim! Deci, dacă ar fi să-l înșel pe Albert, da? L-aș înșela cu... trebuie să înșel cu Jador. Cu Jador? Da. Doar o noapte, mai mult nu. Simona? Da. How? How? I don't know. You don't know how? Fiat. I know how. Știu exact cum. Nu, no, yeah, asta e vorba lui, mai nu. How? How? Da, da, da. Ok. Da. Dar pentru de că... De ce? Jador este foarte frumos. La da, față. Asta, da. Și arată foarte bine și la corp. Și da, dacă ar fi doar pentru o noapte, el. Ar fi atentă. Aveam noi un joc cu Jador. Și Jador trebuia să recunoască și el și Moro și, știu, Lino, și Lino Golden. Trebuia să recunoască detalii din trupurile fetelor. Și se uită Jador la înaintările tăi și zice, fără să clipească, zice, Simona, și zic, mă, cum te-ai prins așa? Păi vă zic eu cum s-a prins. Erau cum cea mai dintre ele. Da, plus, eu acolo făceam topless. Eu stăteam doar topless. Eee. Și Jador stătea mereu lângă mine. Păi de ce crezi că... Nu lângă deci, tine stătea. I-a fost foarte ușor să mă recunoască. Ia, ce distracție era acolo la... Topless? Eu am fost nud. Da, am fost nu doar că eu mă duceam undeva la 2 km, plecam singură, mă dezbrăcam toată și notam dezbrăcată în apă. Și stăteam așa câteva ore singură, acolo am și compus următoarea piesă pe care o voi scoate. Era goală? Da. Și Costi. Se numește goală și Costi. Și Costi. Nu. Goală. Se numește Mama goală Juana. Apă. Mama Juana se va numi. Cum? Mama Juana. Este băutura specifică din Republica Dominicană. A, după ce o bei pe aia zine să-ți arunci hainele. Da. Și cel mai tare sentiment ever este să te duci să nu-ți dezbrăcată, să nu auzi pe nimeni, să nu vezi pe nimeni da. Și ești tu acolo și tu cu tine. Și să vină rechin. Asta e. Îl mâncam și pe ăla, nu e problema. Dintre concurenții Survivor România, pe cine ai vorbit de rău pe la spate și persoana respectivă nu a aflat până acum? Aia și spune-ți acum. Dacă pe nu cine ai vorbit de rău? Păi ce crezi? Și persoana nu a aflat? Nu a aflat. Adică ai bârfit-o un pic așa, dar persoana nu știe. Dați-mi ceva să mănânc. Ce ți-a zis? Ia de bea. Că de mâncare oh, cu surpriză. Te rog să-l iei de aici. Te rog să-l iei ce-i acolo. Auzi, dar mai bine nu spune. Poți să zici după? Suc de fructe de pădure cu ouă crudă. Cu ketchup, cu muștar și... Te rog. Nu pot să mai zic. Vom paharul? Acum și tu trebuie să mănânci, dacă nu știi. Băi, eu sunt vegan. De ce? Nu știu, de aluma de-a naibii. Ia paiu, amestecă și cu paiu. Așa, a, cu paiu? La noi se ia că copii. Mamă. Scriem condiții. Nu stăm... Ideea este că atunci când am vorbit despre amestecă cineva, bine. Am vorbit și cu persoana aceea în față. Bine. Nu e corect. Bravo, ia de papă. Și lasă-ne pace. Mamă, că așa dacă, dacă amestecăm aici, poți să iau și la pachet? Suficient. Gurița, să se vadă cum se duce uite, în pahar, da? Mă, las-o, mă, că poate îi se opa, face. Opa, pofticioasa! Nu, vezi că ăsta e chiar bun. Ia, mai ia o gură. Bravo! N-ai curat să bei jumătate de pahar. Gata, e ok, dacă îmi dați bani. A, nu, e oribil. A, pentru că e și oțet ceva acolo. Simo, a, oțet, am zis că e oțet. Nu, 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 prima gură a fost ok, că era doar dulce. Simo. Îmi pare rău, Majda. Oribil. Dar de multe ori mi-am arătat nemulțumirea pentru că gătește doar ea și. Da. Voiai să gătești și tu. Da, vreau să gătesc și eu. Pentru că și mie îmi place să gătesc și mereu eram foarte care dintre spărat. Concurenți nu are ce căuta în competiția Survivor România? Eu pot să răspund. Te rog. O fată care nu, acum nu mai este, Mihaela, ea, într-adevăr, din spusele ei, nu avea ce căuta. Acolo i-a și zis după prima zi că nu vrea să fie acolo. N-ai înțeles întrebare. Din punctul tău de vedere... Și din punctul meu de vedere, da, tot ea este. Pentru că a zis, băi, eu nu doresc să fiu acolo, nu-mi place, ok, am văzut cum este și nu e de mine. Nu era foarte bună nici pe trasee și din punctul meu de vedere ea
ca emoțional, că nu-și dorea să fie acolo și din punct de vedere sportiv, da, okay. Ea. Deci, Mihai. Da. Simon, dă-i tot. Mihaela, deci nu avea ce. Mihaela, efectiv, nu știa că e la Survivor. Mihaela n-a aflat că... Dar din punctul tău de vedere? Mihaela. Tot Mihaela? Da. Și din cei care sunt acum acolo? Da. A, deci cei care chiar s-au bătut. Nu, mi se pare că toți... Deci, în afară de Mihaela, mi se pare că toată lumea a avut ce căuta acolo. E. Cam, nu știu, nu știu. Hai, scuze, că mă gândeam la echipa mea. Nu, scuze. Mă gândeam la echipa mea, poate. La toate ambele echipe. La prezent, ia zi. Uite, mi se pare că și Amnei a fost foarte greu. Da? Nu zic că poate n-avea de ce să fie acolo, dar că i-a fost foarte greu. Ei, nu că vreau să zic, dar chiar n-avea. Zi, Simon. Și Georgiana și Andrei Antonescu. Și Georgiana și Andrei Antonescu, iarăși, din punct de vedere sportiv, lăsau de dorit. Lăsau. Da. E, deci... Care dintre concurenții Survivor România este cel mai fals? Să nu uităm că toată lumea pe tine te-a acuzat. Păi asta vreau să zic că eu! Nu știu. Eu zic eu pe cineva mai fals decât tine. Zizi. Există? Culiță. Culiță, da. Noi nu-l cunosc atât de bine pe Culiță. Dezvoltăm. Păi am tot dezvoltat, că am tot avut scandaluri și am tot avut și cu surorile lui și cu Iancu. Bine, nu, Iancu mi-a vorbit foarte frumos. Iancu mi-a dat un reply care m-a făcut efectiv să-mi fie puțin rușine. Deci de Iancu chiar mi-a fost puțin rușine când mi-a dat reply-ul la ceea ce am zis eu. Dar 8 săptămâni cât am stat alături de Culiță, eu vedeam un om în fața camerelor și un alt om în spatele camerelor. Adică în momentul în care... ieșeam din perimetrul camerelor, el nu mai era acea persoană care blajină și haideți să spunem o rugăciune și haideți să show off pentru camere și haideți să ne susținem și haideți să... Nu, era cu totul alt om și... Am înțeles. Tu știi mai bine. Ce? Dintre Jador, așa. Cătălin Moroșanu și Costi Ioniță. Da. În fața cui ai face topless dacă ai fi nevoită, Melina? Păi, cred că aș face în fața lui... Nu, m-aș duce cu Costi Ionuță, de fapt, asta aș face. M-aș duce 2 km pe plajă și aș medita cu el, că da, se pare că noi doi suntem aceia care s-au dezbrăcat acolo. Și el tot așa făcea? Așa am auzit de la fete. Adică medita? Eram, da, el medita nud sub un copac. El să mediteze sub copac și Melina să noate cu pești. Lângă noi. Noi făceam plajă, eu topless, el nu. Bun. Ultima întrebare pentru tine, Simona. Care e cel mai mare defect al Roxanei Nemeș? Cel mai mare defect al Roxanei Nemeș? Da. Fix pe mine m-ați găsit, care m-am înțeles super bine cu Roxana. Trebuie să aibă un defect. Același pe care l-am și eu. În momentul în care se enervează, nu te ascultă, nu te lasă să explici, nu mai existi. Adică, nu știu dacă s-a văzut, dar noi am avut la un moment dat o altercație și în momentul în care m-am dus să explic și am pus așa mâna pe ea, băi, Roxana, hai să stăm de vorbă. Mi-a făcut așa, tu să nu pui mâna pe mine. Intră în transă. Și eu, ca să vă arăt că sunt la fel ca ea, că avem amândouă același defect, am zis, a, da, bine, din seara asta eu nu mai dorm cu tine și mi-am luat pătura și m-am dus să dorm lângă Georgiana. Doamne, ajută! Mulțumim mult de tot! Hai să o ascultăm pe Melina. Ce vă mulțumim? Melina, să scoatem noi mai... Încum s-a spart ghinionul? S-a vărsat ghinionul? Auzi, da, urcă tu pe scenă. Piesa se numește Femeie nu mai plânge. Am scris-o înainte să mă duc la Survivor și se pare că am știut că voi plânge foarte mult la Survivor. Și este, nu știu, a fost pentru mine când nu m-am simțit eu foarte bine. Și este ca o chestie motivațională pentru toate femeile când au nevoie așa să... Își dea un boost. Da, să-și dea un boost, da. Potrivește-ți, te rog, microfonul și să o ascultăm împreună pe Melina. Piesa nouă.